Vă salut, dragi prieteni și iubitori ai canalului meu. Mă bucur să fim și astăzi din nou împreună. Astăzi o să pregătim mărarul pentru iarnă. O să punem la conservat mărarul pentru iarnă. Ne pregătim să ne punem mărarul. Avem aici, eu zic, aproximativ 500 de grame de mărar, o legătură mare de mărar. Acum nu l-am cântărit, dacă am, așa ar fi cam 500 de grame. O să avem nevoie de sare grunjoasă fără iod, o lingură. Aici am pregătit două borcane pe care le-am sterilizat înainte. Dacă la leuștean nu a fost nevoie pentru că se punea oțet și le steriliza, la leuștean nu necesita această treabă, dar la mărar trebuie sterilizate, așa că să trecem la treabă. O să tau mărunt, mărunt mărarul, tăiem cât mai mărunt posibil, îl punem într-un lighean, o să punem sare peste el, îl amestecăm, dar o să facem rețeta pas cu pas. Acum ne apucăm fain frumos și luăm și îl demnicăm mărunt, mărunt. O să ne facem un pic de loc, să ne organizăm un pic. Așa. Eu o să-i tau și codițele astea care sunt un pic mai groase, pentru că toată savoarea mărarului stă în aceste codițe. Îl demnicăm mărunt, mărunt. Acum fiecare cum poate, dar cât mai mărunt e indicat, e preferat. Așa o să procedăm cu tot mărarul, iar când o să fiu gata, o să revin cu alte imagini și facem rețeta pas cu pas. Ia așa îl tăiem, cât mai mărunt. Na, oameni buni, am terminat de tocat mărunt, mărunt mărarul. Acum, fain frumos, o să punem o lingură de sare grunjoasă, fără iod. Eu de fiecare dată vă spun și vă repet, sare grunjoasă fără iod, la fel ca și la murături, ca și la barză. Mai pun un pic. Așa. Acum o să-l amestecăm, o să-l frământăm bine, bine cu mâna. Asta e o alternativă. E pus la borcani o alternativă pentru cei care nu au loc în congelatoare, pentru că de obicei în congelator pui în pungă și o pui în congelator, iar când o scoți, ești nevoit să folosești toată punga, dar aici ți-ai pus fain frumos în borcan, ai pus un borcan în frigider și cu lingurița, cu lingura ți-ai cât ai nevoie. Și nu-ți ocupă nici spațiu în congelator. Acum îl frecăm bine, bine. Îl amestecăm bine, bine împreună cu sarea. Ia așa, fain frumos, îl amestecăm. Până se încorporează bine, bine sarea. Apoi ne apucăm și îl punem în borcane. Bun. Așa. El deja începe să sticlească de la sare. Acum mă duc fain frumos, mă spăl pe mâini și apoi cu o lingură venim și punem în borcane. Oameni buni, acum o să ne apucăm fain frumos, o să-l punem în borcane. M-am chis să beau și o gură de cafea. Ne apucăm fain frumos. Cu o lingură umplem borcanile. Iar pe deasupra, după ce am umplut borcanile pline cu mărar, o să punem o linguriță de sare pe deasupra, o să facem un capac din sare. Așa se procedează, noi așa procedăm de fiecare dată. Așa. Umplem borcanile pline, rasă. Noi le ducem de obicei, noi le păstrăm la beci, avem un beci foarte bun, foarte răcoros și le păstrăm în beci, dar ele se pot păstra și în frigider foarte bine. Așa, vedeți, îl umplem plin. Punem și din coace, dacă va fi nevoie mai aducem un borcan și mai punem dacă va mai trebui. Iar ideea îi, în momentul în care ați umplut borcanile pline rasă, să le apăsați și după aceea pe deasupra să mai puneți o linguriță de sare. Așa. O să iasă cam 3 borcane. Îl apăsăm acolo, bine, bine. Așa. Ia deja plin. Apăsăm și aici și mai completăm. Mm.
Da? Mi-a mai rămas încă de un borcan, o să mă duc fain frumos și să mai aduc un borcan. Dar așa cum am zis, opa, în fiecare borcan mai punem o linguriță de sare pe deasupra. Practic facem un capac de sare. Ia așa. La fel și din coace. Sarea îl închide ermetic și îl conservează foarte bine. Acum punem fain frumos capacele, le strângem bine, bine. Și așa ne conservăm noi, oameni buni, mărarul pentru iarnă. Ca să avem pe iarnă, îl ținem în beci, după aceea ducem câte un borcan în frigider și când avem nevoie, câte o lingură, fain frumos, folosim la ce avem nevoie. Dragi prieteni, eu sunt Sandu Gospodaru. Dacă vă place ceea ce facem, nu uitați să ne urmăriți în continuare. Până data viitoare, numai bine, rău la nimeni!